Dragoților, ce faceți? Sper că sunteți bine. După cum am menționat și în vlogurile anterioare, v-am promis că o să vă arăt ochelarii pe care mi-am comandat acum ceva timp. Ei bine, au venit în sfârșit. Ei vin destul de greuți, aș putea spune. Astăzi mi-a ajuns coletul, așa că o să facem nu un unboxing pentru că m-am uitat deja la ei, dar o să facem așa un mini haul. Ochelari de brand, ochelari pe care îi puteți găsi și voi la rândul vostru pe site-ul celor de la Airim. Tot acolo aveți și un cod de reducere, Valent10. O să vi-l las așa și pe ecran, dar și în descriere, care este valabil tot anul 2020. Bun. A, uitați ce avem aici. Să începem prima și prima dată cu o pereche de ochelari de la Ray-Ban. Sunt așa. Nu am nicio pereche de ochelari roz, că nu sunt maro. Sunt un roz pal. Și arată cam așa. E și probăm, bineînțeles. Sper să nu stric părul. Arată cam așa. Sunt foarte, foarte drăguți. Îmi plac super, super mult. După cum v-am obișnuit deja, cei de la Airim vă dau atât batistuța aceea cu ajutorul căreia puteți să îi curățați și, bineînțeles, certificatul. Așa. Nu mi-am comandat doar mie. Mai avem încă o pereche, tot de la Ray-Ban. Foarte mișto să luăm acest apțipil. Aceștia sunt mai sport. Îmi plac mult de tot. I-am văzut pe Instagram. Și am căutat ispre. Sunt foarte, foarte mișto. Sunt simpli, negri, pătrățoși. Și arată cam așa. Bun. Bineînțeles, și aici avem un certificat și batistuță. Încă o pereche, tot de la Ray-Ban. Dacă tot am început cu Ray-Ban, haideți să terminăm. Aceștia sunt turcoaz. Nu are cum să nu-ți placă așa ceva. Sunt turcoaz cu auriu. Și cam așa arată. Sunt foarte, foarte drăguți. N-ai cum. Ia uitați. Cam așa. Tocul este negru, simplu. Următoarea pereche este o pereche de la Guess. Haideți să luăm și apțipilul acesta, pe care scrie Guess, 100% UV Protection. Ei arată cam așa. Zici că sunt ochelarii Cleopatrei, Stratan, ghiță. Și vin așa. Bineînțeles, avem un lanț. Deci lanțul acesta este șmecherul, cred că. Așa. Bun, hai să vedem cum îl desfacem să nu stric ceva. Bun, bun, bun. Și unde vine prins acum, între... A, pur și simplu se bagă. Bam, bam, bam. Ceva de genul. Și... Cam așa. Șmecherie. Trecem mai departe. Avem aici o pereche de ochelari de la Vogue. Aceștia sunt așa mai pisicuță, chetai. Îmi plac mult de tot aceștia. Sunt foarte frumoși, foarte stylish așa. Sunt talbi cu auriu. Mai avem o pereche de ochelari de la Carrera. Nu știu dacă zic bine. Mă rog, să trecem peste. Sunt foarte, foarte, foarte frumoși. Cred că am să stau la toate perechile, dar aceștia... Sunt efectiv geniali. Îmi plac mult de tot și pe aceștia am văzut pe Instagram. Nu știu dacă erau de la același brand, dar mi-au plăcut mult, mult, mult de tot. E interesant tuiul acesta. Vine cam așa. De prima oară când am văzut chestia asta, m-am gândit la Tommy. Sinceră să fiu. Trecem la o categorie mai grea și anume Gucci. Gucci, 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 Balenciaga, îți iau haine de designer, dar te vreau un tanga. Bineînțeles, nu stă atât de bine cu ei pentru că nu sunt pentru mine, sunt pentru bebe. I-am luat cadou, arată cam așa și mare design.
Gucci. Gucci. Săculeț cu Gucci, Gucci pe aici și așa de catifea. Next level, ce pot să zic. Acesta este unul din cadourile mele pentru el. Noi ne tot facem așa cadouri. Nu trebuie să fie neapărat o zi specială. Facem cadou atunci când simți. Bineînțeles că mi-am luat și eu ceva de la Gucci, nu trebuia să iau doar lui, ca să fim matchy. Ai mei sunt așa mai neapărat eleganți. Seamănă puțin cu cei de la Ray-Ban. Cam așa. Logo-ul. Și vin așa. Sunt foarte, foarte mișto. Îmi plac mult de tot. Am senzația că sunt un pic cam mari, o idee. Mai mari decât fața mea, dar sunt foarte frumoși. Simpluți și frumoși. Bineînțeles, am și eu săculețul aferent. Cu batistuța și certificatul. Și acest etui minunat de culoare verde. Bun, n-am terminat, mai avem. Mai avem aici o pereche de ochelari de la Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Acești ochelari sunt pentru Miha, pentru că oricum vine ziua ei de naștere. Și arată cam așa. Zici că e un print așa de șarpe. Sunt foarte drăguți, dar sunt așa, mai mari, fix pe stilul ei. Îi plac foarte, foarte mult acești ochelari. Așa. Chiar sunt tare, tare drăguți. Tot vine ziua ei de naștere și m-am gândit să-i fac un cadou. Bineînțeles, nu doar ziua ei de naștere, vin mai multe zile de naștere, mai ales e perioada aceasta, martie, aprilie. Deci e full house, efectiv. Au și ei săculeți. Și, bineînțeles, certificatul nostru. I-am luat și Marianei ceva cadou de ziua ei, pentru că e acum în martie și i-am dat deja. Dacă nu m-am repetat cu și o sta în continuu. I-am luat și prietenei mele, Mariana, două perechi de ochelari. Una nu i-a ajuns, cred că erau sold out sau ceva. Dar pe cealaltă i-am dăruit-o deja. N-am cum să vi-i arăt. Sunt o pereche de la Ray-Ban. Poate, eventual, o să vă las pe aici o poză. Ea, oricum, e mai simplă ca persoană și nu merge pe lucruri așa foarte pompoase. Mai avem, bineînțeles, două perechi. Haideți că eu le desfăceam aici, dar nu vi le arătam. Este vorba despre o pereche de ochelari de bărbați. Avem aici vestitul sticker. Mă enervează rău de tot. Așa. Îi probez, dar nu stă bine cu ei. Cam așa arată. Și sunt tot pentru bebe și aceștia. Ia uitați, zici că sunt gangster. Sunt tare, tare drăguți. Scrie aici Burberry. Avem aici logo-ul. Certificatul și batistuța. Acest etui este maro, are o culoare foarte drăguță. Și dacă nu mă înșel, cealaltă pereche este tot al lui. Deci eu cred că nu am o pereche de la acest brand. Vedem, ultima pereche, dar cea din urmă. Bam! Nu, sunt ai mei. Sunt ai mei aceștia. Așa. Chiar să probăm. Și ar veni cam așa. Cam toți au același stil, nu știu. În zona asta mă regăsesc eu. Așa arată. Așa. Sunt foarte drăguți. Certificat, batistuță și acest suport minunat de culoare maro. Și cred că cam atât. Aproximativ, să nu fiu ipocrită, cred că 90% din ochelarii pe care îi am sunt de pe Eirim. V-am spus să aveți din partea mea și un cod de reducere, Valent 10. Care este valabil tot anul 2022, era să zic 2021, încă nu am învățat cu anul ăsta. Uitați aproape, urmăriți-mă pe Instagram, pe Valentina Barajos Lungu. Acolo postez diferite chestii, diferite concursuri. Mai am și coduri speciale, mult mai mari, pe site la cei de la Eirim și nu numai.
Așa că fiți acolo pe fază și dați-mi un follow. Bineînțeles, îmi puteți da și un subscribe aici pe YouTube, m-ar ajuta tare, tare mult. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, cam atât și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Ne vedem data viitoare, vă pup și aveți grijă de voi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface.